Salut, prieteni! Astăzi o să gătim pasta carbonara. Panceta, grana padana, cașcaval, ouă, spaghete, piper și ulei de măsline. Să trecem la treabă. Prima oară se pune apa la fiert, după aceea așteptăm la vreo 15-20 de minute, după care o să adăugăm spaghetele. A few moments later. O să punem uleiul de măsline. După care se adaugă panceta. Okay. Deja a început să arate bine. Între timp o să punem și o să facem și oul cu cașcavalul. Patru ouă, după care o să batem prima oară ouăle. Să punem un pic de piper. După care o să punem și cașcavalul. Am de ajuns pentru moment. Le mixăm toate aici. Ouăle sunt gata. Să terminăm cu panceta și cu spaghetele. Punem și un pic de ulei de măsline în compoziție. A few moments later. Deja a început să arate foarte bine. Mai durează vreo 4-5 minute să punem și pastele. A few moments later. Am avut și un praf de sare. Cred că este cam gata panceta noastră. A început să fiarbă și pastele noastre. Așteptăm un pic. Cred că sunt gata și pastele. După care o să scurgem apa. O să adăugăm panceta. După aceea mixul de ou cu ulei de măsline și cașcaval. A few moments later. Gata, am scurs și spaghetele, pe care o să adăugăm panceta. Iată chiar bine, după care am bățe de ou. Stică-mi un pic. Tot ce este aici și lăsăm la foc pentru încă 5 minute. A few moments later. Să le și gustăm, să vedem dacă sunt cu adevărat bucătar sau nu. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați acolo like, subscribe și share.